A devenit de curând soacră mare, dar se bucură și de faptul că fiica îi calcă pe umeri. Au venit la noi Liza Panait și Maria, bine ați venit! Bine v-am găsit! Felicitări, casă de piatră pentru fiul tău! Mulțumesc foarte mult! Cum a fost evenimentul? Păi a fost un eveniment programat în iulie, amânat în septembrie și reamânat iarăși în altă dată din septembrie. A fost cununia civilă, nunta s-a amânat pentru la anul, să sperăm că totul va fi bine. Da, știi cum e, cel mai important e că sunt ei împreună, corect, te iubesc, corect. Și asta au e făcut tot ce au simțit. Emoționant? A fost emoționant, Daniela, da, a fost, pentru că orice eveniment și de genul ăsta stârnește emoții și mie și soțului meu și Maria. Și eu am avut emoții, dar m-am bucurat că au trecut peste toate și au ajuns până la urmă. Cu mască, cu de toate. Te-ai îmbrăcat frumos. Mulțumesc. Nu astăzi, zic, la eveniment, te-ai îmbrăcat frumos? Da, am fost frumos îmbrăcată. Da, mă rog. Ai fost un fel de domnișoară de onoare, dar mă rog, asta se aplică doar la nuntă, la religioasă. Da, știi, acum totul se face altfel. Și atunci, lume puțină, înăuntru n-am avut voie decât 6 persoane și cu ei 2-8. Ele au stat undeva, se uitau... Da, de afară. De afară, ce să facem? Asta e situația. Da. Trebuie să învățăm, așa învățăm și noi să respectăm reguli, probabil, ce să spun, nu știu. Și practic din în orice moment puteți deveni bunică. Da, bineînțeles că nu. Gata, de aici. Da. Să sperăm că să fie cât mai repede. Adică pregătită pentru rolul ăsta, nu? Da, păi mai avem o nepoțică de 16 ani. Deci suntem obișnuiți cu și oricum suntem obișnuiți ca totdeauna în familie să urmeze cineva mic, știi? Și atunci le e rândul să facă. Să fie sănătoși și tu bănuiesc că... Maria, tu ce planuri ai? Îndependată? Nu de nepoței. Nu de nepoței. Fratele meu e cu 10 ani mai mare, adică e o diferență. Totuși. El e următorul, sigur. Da, nu că ar conta asta. Da. Da. Păi da, dar nu are nicio importanță. Dar între timp, Maria are treburi importante. Da. Sigur că da. Așa este. Am alte planuri. Vreau să am linia mea proprie de haine. Așa... Cum visă să fie? Pentru ce fel de femei? Da, încep cu începutul, ce ai făcut întâi, că asta e important. Am terminat un curs de design. Așa. Și am creat o colecție inspirată din Renaștere, de unde este și rochița asta. De asta avem îmbrăcată cu ea. Foarte frumos. Ca să o vedeți voi. Deci rochița de pe tine este creația ta. Da. Felicitări. Mulțumesc frumos. Acum aștept să-mi termin masterul, mai am un an, probabil, nu știu dacă online sau nu, să vedem. Și apoi să mă apuc și mai serios de treabă, pentru ce-mi doresc eu. Da, asta zic, că am înțeles colecția aceasta a fost inspirată din Renaștere, dar cum îți dorești tu să creezi? Pentru cine? Ce fel de haine? În primul rând, originale. Îmi plac foarte mult... hainele cu inspirație istorică. Sunt pasionată, mă pot uita la poze cu costume vechi, ore. Dar în principal vreau pentru femei de toate vârstele, dar am observat că am o tendință de a crea pentru fetele de vârsta mea. Normal, cum e și normal totuși. Da, 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 sigur că da. Da. Mm-hmm. Asta e și ideea. Da. Da, din punct de vedere, nu știu, conceptual, stilistic, habar n-am, ești sau vezi lucrurile diferit de cum le vede mama ta? Creezi altfel sau sunteți pe aceeași linie? Răspund eu și după aia spun. E normal să le vadă diferit pentru că eu am un business și 30 de oameni în spate. Așa. E normal ca ea să privească altfel. Când o să rămână cu toată firma, sigur va avea altă viziune pentru că asta înseamnă business-ul. Deocamdată ea și este foarte bine că așa își permite să facă și să deseneze tot ce visează, își tot ce să fie artistă. Exact, nu? Da, exact. Da. Ia da. Spune Maria. Asta e cea mai frumoasă parte, sigur. Cea de creație. Da, atunci când ai o idee, nu știu, o întrebi pe Liza sau te consulți cu ea, uite, mamă, am ideea asta, uite, ce zici, să o dezvolt, să fac ceva aici? Da. Sau pur și simplu vrei să gândești în turnul tău de filde și abia după aia arăți creația? Nu, îi cer părerea și de multe ori mă ajută, de fapt de cele mai multe ori. Vedem lucrurile diferit. E și diferența de generație până la urmă. Corect. Asta e normal, adică eu zic că e bine că vedeți lucrurile diferit. Da, da. Asta e și ideea. Am învățat de la ea originalitatea. Asta mi se pare cel mai important lucru. Originalitatea. Da.
Adică să... Să fii altfel. În tot ce faci, da, și să fii, să fii altfel. Să fii altfel. Să ieși din tipare, să fii unică. Exact. Până la urmă, despre asta e vorba. Fiecare om, fiecare femeie e unică. Da, spune-mi așa, nu știu, sunt niște secrete pe care ți le-a dezvăluit mama ta? Să pui suflet în ceea ce faci. Să fii sincer în relația cu clienții. Să nu faci nimic pentru bani. Da, să nu faci nimic pentru bani, să-ți păstrezi demnitatea. Să fii un nefericit toată viața. Da, să-ți păstrezi demnitatea și exact. Propria opinie până la urmă. Dar dacă vrei să trăiești din asta și propria ta opinie nu se vinde? Noi trăim, după cum vezi, noi trăim. Da. Deși suntem... Deci suntem pe piață de atâția zeci de ani, trăim, nu plecăm niciodată de la cât vom câștiga, însă totdeauna s-a rezolvat totul bine pentru că am pus suflet, pentru că am avut conștiință, ne-am respectat clienții, ceea ce poate să însemne mult mai mult decât să pleci să câștigi atâția bani azi și mâine nu mai contează. Deci am mers, zic eu că am mers pe un drum încet, dar... cât de cât sigur. Și după atâția ani, uite, ne invitați la voi aici, povestim ce vrem să facem, ce am vrea să facem, ce am făcut în pandemie. Noi miercuri vrem să facem o ședință foto, pentru că evenimentul l-am amânat de 1000 de ori. Așa. Din martie, trebuia pe 14 martie să avem evenimentul, făcusem ședința foto, l-am amânat în mai, s-a dus și mai, l-am amânat în septembrie, s-a dus și septembrie și acum o să facem o ședință foto, o să o lansăm pe rețelele de socializare, pe magazinul online și așa o să facem lansarea colecției, o colecție, o poveste din anii 1920, pentru că anul ăsta se împlineau 100 de ani de când femeia devenise foarte importantă peste noapte și ne adaptăm. Uh-huh. Și asta este, ce să facem. Sunt vremuri dificile cumva. Sunt vremuri complicate, dar sper, de rău nu-mi place când aud că nimic nu va mai fi ca înainte, eu sper ca totul să fie ca înainte. Îmi doresc din tot sufletul și pentru mine și pentru toată lumea să fie, totul să devină ca înainte. O să trecem peste tot. Dar au fost vremuri complicate și acum 100 de ani. Da, pe asta vreau. Corect. Și acum 100 de ani cu gripa spaniolă, cu absolut. Și uite că am ajuns la... Probabil că, știi, așa a fost să fie. Exact. Fiecare trebuie să trecem, trebuie să avem ceva, să suferim într-un fel. Ce să zici? Și să ieșim... Că am învățat foarte multe, inclusiv în pandemie, am învățat foarte multe, să știți, foarte multe. Da? Da, am învățat foarte multe. Am învățat să nu mai aruncăm mâncarea, să economisim bani, să trăim un pic altfel. Cu mai puțin. Cu mai puțin. Ce să spun? Deci am învățat foarte multe. Probabil că Dumnezeu, din când în când, ne dă semne că se poate trăi și altfel. Da, da, putem da. Fi și altfel. Uneori, da, te face conștient la ce se întâmplă, că nu e da, chiar așa. Da, te trage așa, de mână, știi? Că să mai ai timp și pentru tine. Poate că a fost pentru unii o odihnă bine meritată, pentru că mulți oameni nu mai plecau în concediu, munceau. Corect, da, corect. Și am învățat foarte pentru mult. Pentru tine cum a fost, Maria? Tu, mă rog, ești la început de drum, ai energia tinereții, ai elanul, vrei să faci, vrei să demonstrezi. Dar uite, a fost perioada asta în care prea multe nu s-au putut face. Așa e, mi-a fost destul de greu să nu ies din casă prea mult. Da. În schimb, am cituit foarte mult legat de istoria costumului, istoria modei de anii 20. Eu mă pregăteam, că nu a mai fost lansarea colecției cum era în mod normal, asta este. Dar am învățat că poți să fii fericit. Sigur că da. În aproape orice condiții, până la urmă ce e în interior contează. Adică nemai ieșind atât de mult și nemai fiind în lumea exterioară, a trebuit să mă duc mai mult în interior. Da, și nu înseamnă să fii fericit dacă mergi neapărat într-un club. Poți să fii fericit și în familie, poți să fii fericit vorbind cu prietenii la telefon. Și stând în casă. Am văzut foarte multe filme. Deci n-a trecut timpul atât de greu cum ne-am speriat la început când am auzit că o să stăm atât. Deci nu a fost așa. Deci a trecut ușor. Am gestionat totul foarte bine. Să fim sănătoși. Așa este. Așa. Dacă îți plac atât de mult costumele astea de inspirație istorică, poate ai putea să faci costume, nu știu, pentru o piesă de teatru sau pentru un film. Da. M-am gândit și la asta, însă îmi place să le adaptez, să le fac portabile în zilele noastre. Mm-hmm. Asta mi se pare cel mai frumos. Și cea mai frumoasă provocare, de fapt. Da, exact. Mulțumim tare mult pentru prezentare. Vă mulțumim, ne era dor de voi. Și noi de voi. Da, ne bucurăm că v-am văzut. Pentru, da, ne bucurăm mult că v-am văzut și mult succes. Vă mulțumim foarte mult. Doamne și ajută. Vouă. Și vouă. Mulțumim.